Secția de nou-născuți a Spitalului Județean Giurgiu, noaptea de anul nou și prima zi din an au răsunat de cântecele bebeluștilor care au venit pe lume în două zile speciale. Vorbim de două nașteri prin cezariană și două nașteri normale, adică patru mămici fericite care vor ține minte aceste momente toată viața lor. Când ați născut? Aseară, la 9 și 10, după cum scrie și acolo. Și ce aveți? Un băiețel. Ați ales dumneavoastră să nașteți pe întâi sau așa s-a întâmplat? Nu, așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. N-a fost nimic. Inițial era programat pe 12. Da. A vrut el să vină mai devreme? A venit mai devreme, da. Pe 31. Pe 31? Da. Și cum, chiar de Revelion, în ziua de Revelion? Da, la 4 fără un cufert. Așa v-ați dorit sau s-a nimerit? Nu, a cât că a întâmplat. De fapt, era termenul meu. Și ce aveți? Fetică. Pe 30 decembrie, anul trecut, n-a avut să vină de anul nou. V-ați dorit să vină de anul nou? Nu, că erau, de fapt, era programat după 15-20, dar dacă așa s-a întâmplat, anul a venit mai micuț. De Revelion ați stat aici cu bebeluș? Da, am făcut anul nou aici împreună, amândoi. Am văzut că este la incubator. Da, este mic. A fost născut de 1,950 kg și acum trebuie să așteptăm să luăm în greutate. Aproape de miezul nopții în seara de Revelion. Vă așteptați? Nu, s-a grăbit un pic. S-a grăbit. A vrut să vină cu artificiile. A fost o naștere ușoară? Cezariană. Așa, așa, așa. Având în vedere că nu mai sunt tocmai tinerică. Ce aveți? Fetiță. Tot fetiță. Și mai am una acasă mare. Ați fi vrut să fie băiat sau? Am vrut doar să fie sănătoasă. Și indiferent ce a fost, sănătos să fie. Asta era cel mai important. Va avea un nume special? Nu știu. Nu. Ioana. Ioana. Ca să fie în ianuarie ziua. Ca să fie în ianuarie. Și așa am hotărât, mai, de când am aflat că e fetiță, că o să fie o Ioană. Cele două fetițe și cei doi băieței sunt perfect sănătoși, iar în câteva zile vor pleca acasă alături de părinților, care iată încep noul an cu cea mai mare bucurie posibilă. Din păcate, există și părinți fără suflet, mame care își abandonează pruncii imediat după ce le-au dat viață. La secția de nou-născuți a spitalului, în perioada Crăciunului, au fost abandonate trei suflete, pentru că așa zisele mame le-au părăsit imediat după naștere fără niciun fel de remușcare. Bebelușii fără părinți sunt sănătoși și bine îngrijiți de personalul secției, în așteptarea unor persoane care vor dori să-i crească. Una peste alta, bilanțul nașterilor din anul 2013 la Giurgiu arată o scădere față de anii anteriori. S-au născut anul trecut 773 de copii față de alți ani când nașterile depășeau cifra 1000.